Recital vocal instrumental al elevilor Colegiului Național de Arte din Ulipati. Ei au mers în mai multe școli din capitală pentru a marca împlinirea a 260 de ani de la nașterea marelui compozitor Wolfgang Amadeus Mozart. Săptămâna aceasta, în public, s-au aflat prichindeii de la Școala Metropolitană. Deosebită plăcere de a-i avea ca oaspeți pe elevii talentați ai Colegiului Național de Artă din Ulipati. Ei au venit cu un spectacol extraordinar de frumos, care s-a numit Remember Mozart și de asemenea ne-a reamintit că Mozart este lumină în muzică. A fost foarte frumos, am văzut diferite instrumente, cum ar fi acordeon, pian, canto, a fost super. Acest Remember Mozart mi s-a făcut foarte frumos și o să încerc și eu să studiez vioară, pian sau chitară clasică. Și sper să mai aud astfel de muzică. Prin aceste evenimente, elevii colegiului din Ulipati încearcă să aducă în prim plan opera marelui compozitor în școlile bucureștene. Seria concertelor Mozart Light of Music va continua pe tot parcursul anului 2016.